Mai departe vom introduce titlul principal acesta, ca să rămânem pentru video următor cu zona definită pentru aceste trei trimiteri. Asta nu e mare lucru. Titlul ocupă pe înălțime sau caseta care conține titlul ocupă exact un rând. O să iau unealta de text de aici și o să fac o casetă de la o margine la cealaltă exact între cele două linii. Și o să scriu aici viața la țară. Bineînțeles, textul este mult mai mare, fontul este diferit. Selectez textul și fontul este Bodoni URW Wide Extra Bold. Puteți și să selectați direct Wide și apoi să alegeți de aici Extra Bold, dar este o singură variantă. Și dimensiunea este de 96 de puncte. Și acum trebuie și centrat, din nou, să ne asigurăm că este activ textul, că pâlpâie cursorul și în partea de sus putem veni să alegem butonul de centrat textul în casetă și pentru că caseta merge de la o margine la alta, se va centra și pe pagină. Singurul lucru pe care mai trebuie să-l facem aici este să schimbăm culoarea primului cuvânt. Pentru asta, în primul rând, îl vom selecta și în partea de sus veți vedea unde aveam culoarea de contur, unde selectam grosimea liniei la casete. Avem aici două opțiuni: culoarea textului și culoarea conturului textului. În acest moment nu are niciun contur și atunci este bara asta roșie și nici nu ar trebui să aibă. Și culoarea textului este neagră. Dacă dăm pe săgeata de lângă, avem o listă cu culori de bază. Putem să adăugăm altele apăsând aici pe New Swatch, dar nu va fi nevoie. Chiar dacă aici noi nu avem gri, în momentul ăsta este doar negru opțiunea și apoi cyan, magenta, galben, roșu, verde și albastru. Avem valoarea asta aici de tint, care este un fel de un mod de a reduce, să zicem, densitatea culorii, dacă vă închipuiți ca pe o cerneală. În sensul că nu-i va schimba opacitatea, nu-i schimbă nici luminozitatea, nici saturația per se, ci este o combinație cumva între saturație și luminozitate. Aici noi vrem doar cum ar veni, un negru mai deschis și atunci păstrăm culoarea ca fiind negru și dacă reducem valoarea de la tint la, să zicem, 50%, aici vom avea un gri mediu. Este culoarea pe care o vrem, un negru cu tint de 50%. Vom lucra cu culori în alte documente mai în detaliu. Aici avem nevoie doar de atât, deocamdată.